Deci nu v-a fost frică de Elena Ceaușescu? Nu, le cunoșteam, Nu, știam frică care nu. sunt limitele. Ați cunoscut, dar ați fost colegi, nu știu ce. Cum să Problema spun? era în ce măsură... Asta era viața și te adaptezi la Nu, apropo de cochetatul de... cu... Cum ați conspirat dumneavoastră? Fiindcă eu sincer să fiu, eu nu cred în conspirația dumneavoastră. Deși ăștia v-au inventat o conspirație, că ați dat o lovitură de stat, eu am spus, dom'le, no. Dacă a fi dat... Păi da, eu nu, eu îmi scoteam, păi nu, m-am pălărie aici, îmi dădeam jos pălăria. Uite, domnule, Iliescu dacă cu Măgureanu cu niște și parcuri, nu știu ce, cu vreo trei pensionari, au dat lovitură de stat. Așa. Nu, nu, dacă eu cred că v-a fost frică orice schemă, și șotea spun boscheți. Păi și în boscheți sunt și acum în cimigiu, tot soiul de inși care s-o pun regimului Constantinescu și nu-i arestează nimeni. Nu-i Cam asta de, era și situația noastră. Nu-i vorba de frică, fim și de șoapte, este vorba de realism. Din acest punct de vedere, ceilalți, mai ales generalul Militaru și era comandorul Radu Nicolae, erau puțin cam nerealiști. De bună credință. De realiști e un termen, apropo de cam blând, de după părerea. De fapt, nu, nu, de fapt că se poate face ceva. Dar el mai era asta, un... Și print, general altele, Militaru era în funcție, deci avea... Nu, nu, el era adjunct la un minister de construcții. Fusese scos deci din venea cu ea de la, cu niște inși cu târnăcoapele. Fusese scos din armată. Nu, dar el a încercat niște contacte cu cunoștințe de ale lui, generali din structurile Marelui Stat Major, și el l-au turnat. Adică doi din ei l-au turnat. Și a intrat în anchetă și s-a întrerupt orice. Bine, că l-au turnat nu mă miră, că deci, era spaima turnătorii și era deci, reală. Apropo de schema cu lovitură, dacă se putea închega ceva, ar fi fost un lucru bun. S-ar fi putut, după părerea mea, s-ar fi putut, pentru eu am un n-avei prieten, cu cine, mare critic literar, Lucian Aiu, care a emigrat în Franța și care la un moment mi-a spus, în 68, zice, domnule, va cădea Ceaușescu. Zic, de ce? Și eu, domnule, am văzut un colonel la coadă la ouă, cu o plăsuță de aia de plastic. Și domnule, asta nu exista între cele două războaie mondiale. Poate să se vezi, destindea, domnule. Să vezi un colonel care stă la, pe fricul, la coadă. Poate la se destindea. Nu avea voie, domnule, armata română până la 23 august 1944. Domnule, eu aveam un fratele bunicului meu, era plutonier major la comenduirea Bucureștiului. Nu știu, păi nu aveau voie să se însoare decât cu fete care aveau o moșioară, casă, o situație materială. Nu avea voie să meargă cu o plasă să cumpere o să stea la coadă. Bine că nu stătea, că aveau băieții, trimitea pe Gigel, care era, nu... Aghiotant. Așa. Dar ăsta a avut o replică, care mie mi s-a părut semnificativă. Dom'le, am văzut un colonel stând la coadă la ouă. Dom'le, într-adevăr, eu cred că armata română, care a fost umilită atunci și după părerea așa cum încă trăiește într-un stat, că armata ar trebui să aibă un statut al ei aparte. În fine, asta e altă poveste și poate trebuie să discutăm altă dată. Deci ar fi fost posibil, după părerea mea. Eu nu cred că armata care stăpa la canale, ce făceau soldații români? În afară faptul că stăteau la graniță cu armele întoarse către ăștia care vor să treacă Dunărea în not, armata lucra la blocuri. Erau... Experiența ne-a demonstrat că oamenii erau puși pe fapte. Dar experiența ne-a demonstrat că nu era posibil să închege nimic. Ați vrut să spun totul ceva era de Gorbaciov. Sub un control, asta era sentimentul. Totul era sub un control total. Toți spunea, doamne, nu se poate face nimic în România. De-aia România a avut cei mai puțini dizidenți din Europa de Est, de-aia n-a avut nicio organizație secretă. Pentru că orice încercare era suprimată din fași. Asta vreau să spun, deci... Deci spaima era foarte mare și de fapt în realitate pe dedesubt erau foarte dure măsurile.